Noi detalii în cazul moldoveanului ucis în Italia, în timp ce ar fi pătruns într-un magazin de cauciucuri și biciclete. Acesta ar fi fost rănit dintr-o armă de foc de proprietarul magazinului care l-ar fi prins în flagrant. Chiar dacă a avut loc o crimă, locuitorii din comuna Monte San Savino, unde s-a întâmplat totul, par să fie de partea bărbatului care a tras în moldovean. Presa din Italia scrie că în dimineața de 28 noiembrie, după ce proprietarul s-a întors la muncă, vânzătorii, dar și proprietarii magazinelor din preajmă îl aplaudau și îi spuneau că a făcut bine. Freddy Pacini, proprietar magazinului a declarat pentru presa locală că locuiește de mai mult timp chiar în magazin de frică să nu fie jefuit. El consideră că prin gestul său și- a apărat proprietatea. Quel che ho fatto è quello che, che non voglio che mi venga portato via così gratuitamente. Gli allarmi sono servono, servono però servono in modo limitato perché quando in un minuto e mezzo, due minuti massimo riescono a portar via tutto quello che hanno fra le mani e te sei a casa. Pe cazul dat, poliția din Italia a pornit o cauză penală pentru a stabili dacă proprietarul a exagerat sau nu atunci când l-a împușcat pe moldovean, motivând că astfel s-a apărat. Amintim că tragedia s-a întâmplat în dimineața de 28 noiembrie, puțin după ora 4. Moldoveanul Vitalie Tonjoc, împreună cu un complice, ar fi intrat într-un magazin de cauciucuri și biciclete cu scopul de a Cei doi ar fi fost observați de către proprietar, care și-a luat arma și a tras cinci focuri. Două dintre ele l-au rănit pe moldovean, care la scurt timp s-a stins. Celălalt complice ar fi reușit să scape. Vitalie Tonjoc avea 29 de ani și se stabilise în Italia de numai două luni de zile.